Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost învinsă în primul tur al turneului WTA de la Miami la revenirea sa în circuit după suspendare și s-a arătat deranjată de comentariile făcute de daneza Caroline Wozniacki referitoare la primirea cu ușurință la competiția cuiva care a trișat. Fostă numărul 1 mondial, Halep a putut juca din nou tenis după ce suspendarea sa pentru încălcarea regulamentului antidoping a fost redusă de la 4 ani la 9 luni de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Luzan, în urmă cu 2 săptămâni. Organizatorii turneului de la Miami au oferit un wildcard Simonei, care nu mai figurează în prezent în clasamentul WTA. Primirea din partea publicului a fost una călduroasă, între scandări și drapele românești, cea unui alt fost lider al clasamentului WTA, daneza Caroline Wozniacki, a răcit atmosfera în Florida.